o discuție și o problemă care o am eu, cel puțin, cu o greșeală destul de elementară în înțelegerea în filozofie, este dacă un ateu poate să menționeze moralitatea folosind termenii moralității, cum o numesc apologeții obiective, fără să creadă ei în moralitatea obiectivă. Și, bineînțeles, am să spun că da, dar am să explic, fără să merg în a justifica și să explic elementar cum ar trebui să cam fi de acord că a ucide, a face un genocid la un popor de lângă este imoral. Cred eu că este atât de elementar și scuza că nu poți să explici, cred eu că merită o altă discuție. Dar ce pot să comentez ușor este că există, de exemplu, în matematică, și acest lucru l-am făcut în facultate, în jurul anului 2004, dacă țin corect minteandu, că poți să notezi, să definești matematica, algebra, să fim clar că sunt mai multe părți din matematică, cu o notație fără numere. Deci numărul 2 nu există. Și, în fapt, există în acea notație un singur număr, numărul 0, și de numărul 0 se termenul este, se derivă toate celelalte numere. Deci nu există numărul 2, de exemplu, există succesor de succesor de 0. Și poți să faci pe baza la o notație algebrică toată matematica clasică, din câte știu eu. Dacă este ceva ce îmi sare, nu numai că mie mi-a sărit, i-a sărit și profesorului care ne-a predat subiectul acesta. Și indiferent cât spui că este practică sau nepractică, notația asta cel puțin îți arată că dacă o accepti, poți să trăiești într-o lume în care poți folosești toate principiile matematicii, dar numerele să nu existe. La fel, mai puțin numărul 0. Altfel spus, poți să mergi ipotetic la magazin și să faci tot felul de notații matematice, să vorbești cu cineva care să îți corecteze și să-ți ia din buzunar nu știu câte ori aplici nu știu ce altă funcție să-ți extragă banii care ai. Dar în viața reală, cât ai să discuți în afara facultății de matematică, ca să vorbești cu oamenii la nivelul muritorilor, să zicem așa, întotdeauna ai să folosești numerele. Că nu ai să trimiți pe fiecare om să meargă până în anul 2 de facultate de matematică să facă ceva pe subiect. Să fim clari, cu asta pot să spun că numerele pot să nu existe, dar trebuie să le folosești pentru prostime, dacă nu vrei alt termen. Și în același fel, că tot vorbim despre bani, că mergi la magazin, de vreo 60 de ani folosim un sistem financiar în care banii nu sunt dublați într-o monedă. De obicei erau dublate în aur și anumite țări discutau să-l dubleze în argint. Dar dacă zici că visteria unei țări nu mai este dublată în aur, între altele, ce se schimbă sau ce rezultă, este că banii aceștia sunt fiat, nu există la propriu. Aceasta este înțelegerea unui economist, că banii nu există. Și nu numai că este înțelegerea mea, aceasta este înțelegerea oricărui economist. Și cu toate acestea, bineînțeles, dacă ai să cumperi o mașină sau o pereche de papuci sau orice de mâncare, ai să dai bani și amândoi suntem convinși că există o valoare în acei bani. Dar acestea îți arată că poți să spui ceva de genul 50 de euro și cât accepti, cel puțin o înțelegere din matematică foarte rezonabilă de facultate și o înțelegere de facultate de economie și să fim clar, acestea sunt cele mai bune înțelegeri ce le aveam cel puțin în domeniu, pot să concluzionez că ai folosit de două ori notație realistă pentru prostime, dar nici una, nici alta nu există. Și asta este, cred eu, deși folosesc cuvântul prostime care sună derogatoriu, mă refer doar la nivelul de necalificare
și ignoranță pe subiect. Iar aceasta este, fiind clar, este rezonabilă din afară. Haideți să ne întoarcem totuși la ateul nostru. Deci, să ne imaginăm că tu ești un ateu și spui, măi, eu cred că moralitatea este subiectivă. Uite, văd cum sunt fundamentaliști care iau totul din Biblie și sunt atât de toxici și văd tot cum subiectiv sunt alți creștini care iau doar partea ritualistică foarte serios, dar sunt mult mai inclusivi. Să fim clari, aceasta este o observație empirică și poți să spui, măi, eu pe asta îmi bazez subiectivismul. Chiar nu știu sub ce poziție, că depinde de la ateu la ateu, cum își tratează subiectivismul. Și apoi, poate să spun acest ateu, deși vede subiectivismul, că mai au măcelării un popor de lângă, chiar comandat de divin, este mental actul. Deci dacă accepți asta, că naziștii au făcut-o și au făcut-o rău, să fim clar că naziștii, înțelegem că erau creștini, o fac rușii azi și este rău, au făcut-o în Bucea, că o fac japoneze sau o fac chinezii sau cine o fac și este rău, este clar că poți să spui că este rău. Și vine întrebarea, cum de poți să spui asta? Și primul cadru este că amândoi, deci și prostimea, să zicem, și cel mai educat, înțeleg termenul că este imoral să ucizi. În plus, că este subiectiv, chiar dacă spui că, măi, că aceasta, deși nu-mi place termenul, foarte mulți îl spun că asta este doar emoția lor, doar așa simt. Dar chiar dacă doar așa simți, poți să spui, eu mă simt prost că cineva are să mă celărească din motive religioase. Pentru că religiile se schimbă, dar morții rămân după. Și bineînțeles că s-au ars vrăjitoare, sau protestanții l-au spânzurat, că au făcut și ei o revoluție culturală și ei. Protestanții au ucis, au pus în lagăre pe cum erau naziștii, pe evrei, au ucis pe amerindieni, au ucis pe catolici și la fel. Indiferent că vei spune că nu erau protestanți adevărați, nimeni nu vine cu discuția aceea obiectivă, dar cu toate acestea poți să spui, pentru dragul discuției, că nu ai să definești cum că numărul 2 nu există și zici, hai să mergem la facultate, să explici chiar dacă ai dreptate, dar emoțiile tale sau subiectivismul tău, în realitate îți spun niște fapte care sunt comune, mai puțin dacă nu ești complet de acord cu un genocid, ce să fim clar, sunt religioși care ar fi de acord cu un genocid, doar Dumnezeu să-l comande, dar altfel, genocidul este, chiar pentru cei mai subiectivi oameni, un faliment moral și justificarea lui poate fi criticată și inclusiv fundamentalistul ar trebui să se simtă cu musca pe căciulă și să răspundă, vezi, că tu nu poți nici, să zicem, să justifici că moralitatea de nu știu ce fel este sau nu este, este absolut irelevant. Sunt convins că nici, cum să zic, că majoritatea oamenilor, chiar dacă au făcut tot felul de argumentări, de exemplu de matematică, nu mai știu să demonstreze teorema lui Pitagora, care cred că se făcea în clasa 5-a sau a 6-a. Și dacă mă e repede să te nici eu să nu o știu, deși cred că o știu, cum se mai făcea demonstrarea ta, nu mai sunt sigur. Deci cam asta este tot. Să nu uităm, rațiunea fie cu voi și dacă vă place, abonați-vă și ne vedem data viitoare. Pa, pa!